Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac, ediție aniversară de această dată și vreau să încep prin a adresa mulțumiri tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la 7 ani de Contraatac, tuturor celor care ne privesc și care ne trimit mesaje frumoase și tuturor celor care susțin din tot sufletul sportul în general, indiferent de ramură, sportul ieșan și nu numai, pentru că nu ne adresăm doar sportului ieșan aici în cadrul emisiunii Contraatac, ci încercăm să vorbim despre sport în general și nu doar din zona Moldovei, ci din toată țara și să trecem de ce nu și de granițele ei. Astăzi, la ediție de sărbătoare, îi mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră celui care, iată, își dedică toată viața fotbalului. Este vorba despre Dan Florin Croitoru, care se împarte mai nou între Iași și Suceava. Bun venit la noi! Mulțumesc de invitație, bună seara! Spuneam că e împărțit așa viața asta în fotbal. La Iași Steaua Magică și mai nou la Suceava, calitatea de antrenor principal la Foresta Suceava. Felicitări și pentru această nouă provocare. Mulțumesc din suflet. Într-adevăr, viața mea a fost și este doar în fotbal. Mi-am dorit tare mult să fac fotbal de mic. Asta fac și acum și o fac cu mare plăcere. Să începem cu începutul, cu Iașul nostru drag și proiectul de suflet de aici, cel care a adus multe satisfacții fotbalului juvenil ieșan, Steaua Magică. Cum mai stau lucrurile la club? Deocamdată sunt ok. Copiii se pregătesc bine, toate grupele, antrenorii își fac treaba cum trebuie. Lucrurile sunt foarte bune, din punctul meu de vedere. Mai participați la turnee așa cum se întâmpla acum ultima oară când am vorbit? Acum o lună de zile am fost la un turneu foarte puternic în Italia cu grupa 2011, în care, zic eu, am avut niște rezultate super, super frumoase. Am făcut un meci egal cu Juventus Torino, adică niște performanțe destul de frumoase. O grupă foarte bună, o grupă de excepții care sper din tot sufletul să aibă un drum plăcut și bun și normal, din care să vedem câțiva fotbaliști în prima ligă. Este extrem de important toată povestea asta pe care o faceți voi în general în cluburile de inițiere, pentru că practic puneți bazele fotbalistice și nu doar fotbalistice, chiar și de caracter și de viață unor viitori sportivi care ar putea deveni performări. Cât de dificil este în perioada asta această misiune? Păi este cea mai importantă și este foarte dificilă, pentru că sunt o groază de alți factori care perturbă, eu știu, bunul mers al unui copil. Eu știu, tehnologia asta scoate un pic copiii de pe drumul normal, nu se mai joacă foarte mult afară, nu mai stau în cartier, unde înainte fotbalul se învăța mult, mult, mult mai bine decât doar la fotbal. Gândiți-vă că un copil vine la fotbal o oră și jumătate și după aceea, în loc să iasă pe stradă să se joace, să mai joace un fotbal, stă în casă, se uită la televizor, la calculator, la telefon, și atunci noi prin acea oră și un pic trebuie să suplinim lipsa acestei activități în afara stadionului. Și sunt ferm convinsă că vă mai confruntați cu o problemă, cea părinților și mai nouă a mamelor. Am auzit că mamele sunt mai vocale în ultima perioadă decât tații. Din fericire pentru noi, și pe calea asta vreau să le mulțumesc tuturor părinților care fac parte din Clubul Steaua Magică, au înțeles că noi ne dorim un alt fel de comportament, pentru că ei sunt primul exemplu pentru copiii lor și ne dorim tare mult ca ei să aibă un comportament frumos și normal. Au înțeles toți și pot să spun că sunt cei mai frumoși părinți care există în fotbalul juvenil din multe, multe, multe orașe pe care am avut ocazia să le văd la turnee. Cum poate avansa fotbalul? Ne confruntăm cu un an extrem de dureros în care, iată, nu au mai reușit echipele românești nici măcar în Champions League, nici măcar în Conference League să acceadă în grupe. Cum poate fi crescut? Infrastructură nu prea e, seriozitate nu prea e, nu la voi, ci după ce se trece de etapa asta de inițiere. Așa cum spuneai, sunt și multe provocări în ceea ce privește viața extrasportivă, să le numesc provocări. Cum poate face România să scoată capul totuși, să ne întoarcem la acea perioadă în care ieșeam pe străzi să sărbătorim cu echipa națională? Sunt trei situații. Una legată de infrastructură,
2. Legată de continuitatea copiilor în momentul în care termină junioratul. Și 3. Încrederea antrenorilor în posibilitățile de a progresa copiilor români din ligile superioare de seniori. Pentru că, eu știu, hai să o luăm așa, infrastructura ajută copiii să crească, continuitatea în România nu avem, pentru că un copil care termină junioratul la 18 ani este foarte greu să facă față direct la Liga 1 sau la Liga 2 și foarte mulți copii se pierd. Există această regulă cu under în teren și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1, însă după ce termină acea perioadă, copiii nu au unde să mai joace pentru că trebuie să aduci alții în locul lor, trebuie să-i folosești pe ceilalți care vin din urmă și acel copil, dacă nu confirmă 100% să joace ca un senior, se pierde pentru că nu va mai fi folosit. Și atunci noi trebuie să le oferim, asta este părerea mea și am mai spus-o de multe ori, trebuie să le oferim o perioadă intermediară în care să existe, eu știu, o competiție pentru copii până în 23 de ani, în care să aibă continuitate, să joace meci de meci, să progreseze, pentru că sunt foarte mulți copii care, eu știu, între 18 și 23 de ani pot progresa mult mai mult decât până la 18 ani. Mă uitam și la varianta asta cu echipa a doua. Multe cluburi nu au, nu-și permit să întrețină o echipa a doua și atunci, iarăși, intervin împrumuturi, intervine aruncatul jucătorului dintr-o parte într-alta, pentru că, practic, asta e în sufletul lui. El se simte aruncat așa, ca la ping-pong, dintr-o parte în alta și... Din păcate, aveți perfectă dreptate. Dacă ar exista o echipă a doua la fiecare echipă de prima ligă, cu siguranță acel copil e la el acasă. Se simte la el acasă, nu se simte dat la o parte, nu trebuie împrumutat în alte părți, atunci ar fi în anticamera echipei mari. Și atunci el ar avea și mentalul puternic, s-ar pregăti pentru că știe că există un următor pas pe care poate să-l facă oricând. În momentul în care copilul merge într-un mediu străin de el, nu se adaptează, pot interveni mulți factori care să-l scoată de pe drumul 1. Pentru că, iată, da, există această regulă Under 21, care la un moment dat ne-a dus și o performanță în ceea ce privește campionatul european, dar doar la un anumit moment dat, adică a fost așa ca un foc de paie care s-a stins. Este o regulă foarte bună, numai că, eu știu, să o luăm logic. Termină la fiecare echipă de prima ligă, la 18 ani, termină 20 și ceva de copii. Din aia 20 ceva de copii, nu știu dacă fac 1, 2 saltul către echipa mare. Dacă nu fac saltul, alți 2, 3, 4 vârfurile sunt împrumutați la Liga 3, la Liga 2. Și atunci, din aia 4, după ce termină junioratul, echipele respective nu mai au nevoie de ei. Copiii se întorc la echipa mare, echipa mare nu are nevoie de ei, se lasă de fotbal. Asta e un pas care nu trebuie să se întâmple în fotbalul românesc. Pentru a avea continuitate, zic eu că ar trebui, cum era și pe vremuri, competiția asta foarte bună, Tinere Speranțe. Eu zic că este cea mai potrivită pentru a oferi copiilor continuitate între 18 și 23 de ani. Și în plus și meciuri cu spectatori, pentru că practic atunci asta se întâmpla. Veneai de... Eu am prins chestia asta la Bacău, competiția Tinere Speranțe, și jucai în deschiderea echipei mari, te simțeai fotbalist, știai pentru ce te pregătești, știai ce urmează dacă o faci bine, știai că dacă te dedici 100% fotbalului urmează echipa mare și atunci toți eram conectați 100% să fim acolo. Și din echipa de Tinere Speranțe de la Bacău, credeți-mă că au jucat cel puțin 10-5 la Liga 1. Cel puțin. Cristea, Lovin, Baciu, deci au făcut mulți. Cioran, au fost foarte mulți băieți care au făcut pasul către echipa mare, dar au avut această continuitate. Ne pregăteam cu echipa mare, sau se pregăteau cu echipa mare, mergeau, jucau la Tinere Speranțe, când le-a venit rândul, au făcut pasul către echipa mare. Dar erau și antrenori care îi urmăreau. 100% la fiecare meci, inclusiv domnul președinte Chivorchean era prezent la toate meciurile noastre, pentru că erau meciurile de dinaintea echipei mari. Veneau, se uitau, plecau, se ocupau de echipa mare. Nea Ghiță Poenaru, fiind antrenorul echipei mari, urmărea tot timpul aceste meciuri. E o chestie foarte bună. Era o chestie foarte bună. Din păcate am pierdut-o. Din păcate, lipsa banilor, sau, da, pot să spun așa, au dus cluburile către chestia asta. Eu zic că clubul ar trebui să facă un mic sacrificiu, să ceară această competiție să fie reintrodusă și sunt sigur că avantajele pe termen lung vor fi mult mai mari, pentru că ajungi să-ți crești copiii tăi,
poți trăi din vânzarea de jucători români. Din păcate, la noi în România sunt foarte multe echipe cu foarte mulți străini, începând de la Liga 3 până la Liga 1, și atunci ocupăm aceste locuri care sunt bune pentru copiii noștri. Am văzut, într-adevăr, acum câteva săptămâni o imagine aproape desprinsă din ireal, cu un zid la Dacia Unirea Brăila, alcătuit doar din jucători de culoare. Da. Din păcate este. Și gândiți-vă, vorbim de echipă de Liga 3. Da. Păi dacă copiii noștri nu pot juca la Liga 3, cum pot ajunge să joace la Liga 1? Da, e... Mi s-a părut dureroasă acea imagine. Din păcate, așa este. Din păcate. Da, asta este societatea în care trăim. Libera circulație a jucătorilor este permisă. Nu te poți opune acestor lucruri, dar poți face lucrurile în așa fel încât să dai mai multă șansă copiilor crescuți de tine, pentru că un copil care crești tu are în ADN-ul lui acea idee, acel sentiment de a iubi clubul la care a crescut. Și atunci, cu siguranță, este mult mai conectat pentru a face lucrurile corect pentru acel club decât un jucător care vine și privește acest club ca o rampă de lansare. Ne trebuie un pic de suflet, ne trebuie un pic de istorie, să ne creăm un ADN al nostru, fiecare club în parte, prin acești copii care să vină din academiile proprii. Dacă nu o să facem lucrul ăsta, cu siguranță ne vom duce din ce în ce mai mult în jos. Anglia, de exemplu, acum mulți ani de zile, au avut aceeași problemă. Ei aveau 95% din jucătorii selecționați la echipa mare, de la echipele de la locul 10 în jos. Și n-au făcut performanță la nivel de națională. Abia când jucătorii lor englezi au ajuns să joace în primele 6-7 echipe, au avut mult mai multă performanță în fotbal. Și atunci au ajuns și la maturitate, practic. Exact. Vă dați seama, Anglia, ca o forță ce este în fotbalul mondial, era formată din jucători de la locul 10 în jos, primii 11. Acum, într-adevăr, sunt jucători englezi care joacă la primele 5-6-7 locuri și atunci au performanță. Sunt multe situații care trebuie să le faci, dar nu poți câștiga pe moment. Totul este pe termen lung. Dacă nu ne gândim la termen lung, nu putem crea un fotbal de performanță. Pentru că am mai auzit și mulți conducători de club care se plâng că jucătorii români sunt foarte scumpi. Nu putem aduce jucători români pentru că sunt extrem de scumpi. Da, corect. Dar de ce să aduc un jucător român scump de la alt club când pot să-l cresc pe al meu? Exact. Îl cresc pe al meu și să-mi-l ceară cineva în străinătate să-l vând afară. Eu consider că e un lucru mai mult decât benefic. Nu? Da. Atunci luăm Botoșaniu. A vândut o groază de jucători către Steaua București, nu? FCSB. Unu sau doi sunt români? Păi da, Olimpiu Moruțan, Waidă. Golovca, nu? Și Golovca, da. Sunt trei jucători, nu? Vânduți la Steaua români. Restul au fost străini. Dar dacă ar fi vândut, să zicem, 7-8 jucători crescuți de ei, acea situație ar fi creat, eu știu, Steaua ar fi vândut mai departe și clubul Botoșani ar fi avut mult mai mult de câștigat. Da, dar mai intervine aici, că aici putem vorbi până mâine dimineață, mai intervine o problemă. Că nimeni nu are răbdare cu antrenorii și atât timp cât nimeni nu are răbdare cu antrenorii, antrenorii trebuie să aibă rezultate pe moment și iată că n-au timp să crească ei copii. Adică așa se pune problema. Asta e, din punctul meu de vedere, e o scuză peste scuză peste scuză, cumva patronul se scuză față de antrenor, antrenorul se scuză față de patron și până la urmă ajungem în haosul ăsta în care ne... Noi, fotbalul românesc, am avut performanțe mari europene în momentul în care la o echipă sau la majoritatea echipelor de prima ligă și liga a doua, antrenorii stăteau 3, 4, 5 ani de zile. Aveau timp să-și creeze identitatea lor, să-și creeze stilul de joc, să-și aducă jucătorii potriviți pe stilul de joc al echipei, al lor, ca antrenori. Și atunci am avut performanțe. Nu poți, într-un an competițional, să oferi unui jucător posibilitatea să lucreze cu 3-4 antrenori diferiți. Acel jucător nu are cum să se dezvolte atât de mult, pentru că fiecare antrenor vede fotbalul în felul lui, îl pune în practică în felul lui. Și dacă poate cu un alt sistem de joc? 100%. Și atunci creezi o rambureală în mintea unui jucător care are 4 antrenori diferiți într-un an competițional. Și atunci
n-ai cum să faci performanță făcând lucrul ăsta. E destul de dificil, părerea. Și încet, încet ajungem la Foresta Suceava și cum stau lucrurile acolo. Da, lucrurile sunt ok, suntem pe primul loc, ne dorim tare mult să promovăm anul ăsta, dacă o să ne ajute și Dumnezeu, că avem nevoie și de ajutor divin. Dar este un lot bun, sperăm să-l îmbunătățim în iarnă, să-l creăm competitiv pentru baraj. Alcătuit dintr-o proporție majoritară românească? Da. Am doar 3 jucători străini, sunt jucători buni, care sunt acolo de 3 ani de zile. În schimb, majoritatea jucătorilor sunt români. Eu știu, 70% din ei sunt din Suceava sau din împrejurim. Deci, are o identitate, are o idee în care să crești copiii din zonă, să faci un copil să-și dorească să joace pentru orașul lui, pentru echipa orașului, și atunci e un lucru foarte, foarte bun. Un jucător care e crescut de clubul respectiv sau este din zonă, cu siguranță pune mai mult suflet decât un jucător care vine din afară. Mai ales că Foresta, sau mă rog Suceava, că ea a suferit tot felul de modificări în ceea ce privește numele, este o echipă de tradiție în fotbalul românesc, adică ar merita să urce. Cu siguranță, și toată lumea își dorește, de la domnul primar până la ultimul om care vine la meci, își doresc toți lucrul ăsta. Sperăm, sunt 6 ani deja în care s-au ratat promovări consecutive, inclusiv 2 baraje, adică lumea își dorește tare mult și sperăm anul ăsta să fie al 7-lea cu noroc, așa cum și dumneavoastră aveți 7 ani de emisiune. Vine lumea la stadion? Da, este un oraș care vine la stadion. La fiecare meci până într-o 1000 de spectatori, e un lucru benefic la Liga 3. Există un pic de neîncredere din partea oamenilor pentru că sunt atâția ani ratați, dar cu siguranță, dacă vom promova, stadionul va fi plin la fiecare meci de Liga 2. Există și premisa să fie refăcut? Din câte se discută... Sau măcar renovat. Dacă... Renovat, cu siguranță. Știu că au fost idei de a se face un stadion mare, nou. Acum nu știu prea multe detalii, dar știu că se dorește și chestia asta. Dar cum a fost provocarea asta? Adică așa, a sunat telefonul... A sunat telefonul târziu, cu 10 zile înainte să înceapă campionatul. Am găsit un lot format din doar 14 jucători. Cantonament ioc, că nu mai nici era timp. Nici pregătire, nici cantonament. Am încercat așa pe parcurs să aduc câțiva jucători. Am reușit să aducem câțiva jucători buni. Și de aici încolo, lucrurile trebuiau puse ușor, ușor pe făgașul normal. Și lipsă de pregătire, și lipsă de cantonament, lipsă, eu știu, de stabilitate financiară, dar sperăm din tot sufletul în viitor apropiat să se rezolve. Acolo ponderea mare e din bani de la bugetul local sau există? Da, ponderea mare este din bugetul local, după care sunt câțiva oameni care au ajutat și ajută în continuare clubul. Sperăm din tot sufletul să rămână alături de noi în continuare și să ne atingem obiectivul. E dificil în momentul în care, cred că și asta e o problemă a fotbalului românesc, această lipsă de certitudini financiare cu care se confruntă multe dintre echipe și mai ales în eșaloanele inferioare. Da, e o realitate. Din păcate, altă soluție deocamdată nu văd. Fără implicarea autorităților locale este foarte dificil să faci fotbal, pentru că nici legea sportului nu ajută oamenii de afaceri să investească în sport, nu numai în fotbal, și în celelalte ramuri, dar, din păcate, fără ajutorul autorităților locale, e foarte dificil să faci fotbal de performanță. Pentru că a existat această polemică, cel puțin la nivel de Liga 1, întotdeauna, domnule, de ce? Că există cumva un dezechilibru, de ce există echipe care sunt, cum e de exemplu FCSB-ul, care sunt 100% private, dar mai există pe partea cealaltă și echipe care, iată, noi nu putem să fim competitivi pentru că avem bani din Consiliul Local, din Consiliul Județean, din... Da, și dacă n-ar exista echipele astea susținute de primărie, câte echipe ar fi în Liga 1? Sau în Liga 2 sau Liga 3? S-ar termina repede campionatul. Da, vă dați seama, nu? Atunci... Joacă două cu două și gata. Trebuie să fim mulțumiți că există încă oameni
primari, președinți de consilii județene care iubesc fotbalul, iubesc sportul, investesc în sport, investesc în fotbal și atunci noi, antrenorii, spectatorii, ar trebui să fim mulțumiți că există ajutor din partea lor. Nu știu dacă am mai întrebat vreodată cum a început povestea lui Dan Florin Croitoru în antrenorat. Da, nu mă vedeam făcând meseria asta, mă vedeam rămas în fotbal, dar pe o altă poziție, director sportiv, președinte, nu știu, nu mă vedeam antrenor. După ce m-am lăsat de fotbal, Nea Dichereși era foarte bun prieten cu domnul Paul Costaș. Nea Paul avea nevoie de antrenor la clubul Noua Generație. M-au întrebat dacă îmi doresc să încep meseria asta. Am zis, hai să încerc să văd despre ce este vorba, dacă o să-mi placă. M-a prins tare microbul ăsta și am continuat pe drumul ăsta. Într-adevăr, sunt și președintele clubului Steaua Magică. Până la urmă am rămas și ca președinte în fotbal, dar îmi place foarte mult ce fac ca și antrenor și nu mă văd de aici încolo făcând altceva decât chestia asta. Dar unde e mai greu? Că pe toată lumea întreb, care a avut tangențe și cu inițierea și cu performanța, unde e mai greu să antrenezi? Unde pare mai dificil? Sunt două chestii diferite. Clar. La seniori ai nevoie de rezultate. La juniori ai nevoie să creezi o idee pe care copilul să o înțeleagă, el să progreseze. Sunt total diferite metodele. Am lucrat și la copii, am lucrat și la seniori. Amândouă sunt dificile, fără doar și poate. Însă mai dificilă mi se pare situația de a fi antrenor la seniori, pentru că depinzi de mulți factori. Nu există răbdare, eu știu, dorința de a crea rezultate trece pe sau pune pe planul 2 dezvoltarea copiilor, jucătorilor, pentru că și aici e o chestie care, dacă ar exista liniște din partea antrenorilor să știe, bă, am 2-3 ani de zile un proiect, trebuie să-l lucrez cum trebuie, poți crea și un fotbal frumos, nu numai de rezultate. Poți obține rezultate jucând și un fotbal frumos, ajutând și copiii să crească, jucătorii seniori au și nevoie să crească ca fotbaliști. Pentru că în momentul în care tu pui pe primul plan rezultatul, acel fotbalist s-o dezvoltă în continuare și are să oprește. Pentru că tu îi ceri doar rezultat. Cel mai frumos ar fi să ai rezultate într-un mod plăcut. Adică să joci un fotbal de calitate, să ai timp să pierzi niște meciuri încercând să creezi niște automatisme. Dar din păcate la noi în România ai 2, 3, 4 înfrângeri și ai zburat. Ai zburat de la echipă, vine altul și tot așa. Iar pe final, pentru că mai avem doar 2 minuțele, aș vrea să vorbim puțin și despre mesajul pentru părinți, pentru copii, pentru cei care poate încă nu au luat calea asta a sportului, a sportului în general, să zicem. Da. Și de ce ar trebui ei să facă pasul acesta? De ce ar trebui părinții să-și dea copiii la un sport și de ce ar trebui copiii să renunțe la stat în fața calculatorului și să meargă pe terenuri? În primul rând pentru sănătate fizică și mentală. În al doilea rând, sportul în general creează, modelează caracterul copilului, îl face să fie mai disciplinat, îl face să își dea seama că în viață trebuie să ai un drum pe care să-l urmezi, să-ți creezi niște țeluri, să-ți creezi niște, eu știu, obiective pe care să le atingi. Și atunci, ducându-l la sport, tu ca părinte îți ușurezi munca în a educa copilul. Mai ai pe cineva care te ajută să faci lucrul ăsta. Sportul educă. Ăsta este mesajul meu, să-și ducă copiii la sport, nu numai la fotbal, la toate sporturile, pentru că, în general, sportul de echipă modelează copiii, îi face să fie mult mai sociabili, mult mai descurcăreți, mult mai siguri pe ei. Toate lucrurile astea ajută și părinții. Mulțumim tare, tare mult! Eu vă mulțumesc de invitație și revin cu mare plăcere de fiecare dată. Și e o promisiune. Cu siguranță!
Mulțumim tare mult, iar noi, dragi telespectatori, după o scurtă pauză de publicitate, continuăm să vorbim despre fotbal, despre sportul rege, dar de această dată trecem în partea, în ramura feminină, pentru că avem lângă noi o invitată specială, este vorba despre Anastasia Lionte, care face parte din lotul lui FC Botoșani de fotbal feminin și care, iată, are multe selecții la echipa națională și își dorește să ajungă foarte, foarte sus. Vedeți despre ce e vorba și povestea Anastasiei imediat după o pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!